reușita debarcării din Normandia, una dintre cele mai răsunătoare victorii de pe frontul de vest a fost recucerirea Parisului. În noaptea de 24 august 1944, trupele generalului Leclerc intrau în capitala luminilor. Hitler a ordonat regruparea forțelor de pe Rin pe aliniamentul fortificațiilor liniei Siegfried. Comandamentul aliat a hotărât străpungerea fortificației pentru a elibera Belgia, Olanda și Luxemburg. La 16 septembrie, generalul Eisenhower a preluat comanda tuturor forțelor aliate de pe frontul de vest. Folosind un număr mare de blindate, aliații au eliberat orașul Rouen, apoi au forțat râul Marne, ajungând la 30 august la Verdun. În zona frontierei olando-belgiene, comandamentul german a grupat armata 15-a și armata 1-a de parașutiști, urmând să oprească ofensiva în direcția Anvers. În cursul lunii octombrie au avut loc lupte crâncene atât în oraș cât și pe țărmul maritim. Confruntările s-au încheiat spre sfârșitul lunii noiembrie cu pierderi catastrofale pentru trupele germane. Linia frontului era în continuă mișcare în favoarea aliaților și pe frontul pentru ocuparea Alsaciei. În București, viața cotidiană părea că intrase pe făgașul ei normal. Copiii mergeau la grădinițe, pe străzi erau din nou florărese, în piață se găseau din belșug produsele toamnei, în fabrici se lucra conform devizei totul pentru front, totul pentru victorie, iar la cercul militar aveau loc baluri și serate muzicale. Frontul de est, pe direcția strategică a Dunării Mijlocii, armatele 1-a și a 4-a au continuat lupta și după 25 octombrie 1944 alături de sovietici pentru eliberarea Ungariei. Conform Convenției de armistițiu încheiată de România în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944 la Moscova, România trebuia să lupte cu cel puțin 12 divizii pentru înfrângerea Germaniei naziste. Acesta a fost baza juridică care a permis trupelor române să treacă pe teritoriul ungar. Luptele pe teritoriul ungar s-au desfășurat de la sfârșitul lunii septembrie 1944 până la 15 ianuarie 1945, iar trupele române au acționat în zone foarte importante. O primă zonă a fost Debreținul, care a fost cucerit de diviziile 2 și 3 Munte și de divizia Tudor Vladimirescu, care în urma faptelor de arme săvârșite pentru cucerirea acestui oraș a primit cognomenul de Debrețin. Cursul mijlociu al Tisei, cele patru divizii române au înlocuit într-o primă fază mari unități sovietice. Apoi au participat la respingerea contraloviturii inamicului pe direcția Solnok. În aceste lupte, divizia 4 infanterie, comandată de generalul Platon Chirnoagă, a fost încercuită în zona Solnok, suferind pierderi foarte grele. Nemții erau luptători desăvârșiți. Nemții luptau extraordinar și noi de asta aveam o teamă când aveam lupte, când aveam în față trupele germane, că erau foarte buni luptători. După ce am trecut, în special Tisa, să știți că a început duritatea războiului. Tisa avea niște maluri, erau niște diguri pe parte și pe alta mari, destul de mari și late, că puteai să mergi cu mașina pe digurile respective și s-au apărat extraordinar. Nu s-a putut, s-au făcut mari sacrificii ca să se treacă Tisa. În momentul când s-a trecut, vă dați seama că nemții iarăși au început să fugă și noi, natural, lupte cu dânsii. Și am avut lupte după ce am trecut Tisa, au început un război, dar un război foarte dur, adică și greu. În primul rând, deja venise octombrie, vremea ploioasă,
te luptai cu vremea. Erau trupele germane care în disperare luptau și luptau bine. Mergeai foarte mult pe jos, neobosit. Era un efort deosebit care îl făceam noi. Vă spun, a fost un război care l-am dus foarte greu. Armata 4 română, după ce a eliberat ultimele localități din vestul țării, a trecut în partea de nord-vest a Ungariei, a luptat pe Tisla mijlocie și apoi și-a direcționat acțiunile în munții Biuc, Hegelia și Matra. În acest timp, în țară, pe frontul politic, situația era destul de tensionată. Partidul Comunist Român dorea preluarea puterii. Demisia lui Constantin Titel Petrescu, președintele Partidului Social Democrat și a lui Lucrețiu Pătrășcanu, au generat o criză guvernamentală. Ea a fost soluționată abia la începutul lunii noiembrie prin constituirea unui nou cabinet, prezidat tot de generalul Sănătescu. La scurt timp, după formarea celui de-al doilea guvern Sănătescu, a venit în România adjunctul ministrului de externe sovietic Andrei Ianuarievici Vâșinski, care a ordonat expulzarea administrației române din Transilvania sub pretextul asigurării securității în zona din spatele frontului. În realitate, Kremlinul voia să dispună de un mijloc de presiune asupra României. Existența celui de-al doilea cabinet Sănătescu s-a dovedit efemer. Situația din țară era perfect redată de primul ministru. Comuniștii își urmează planul dictat de la Moscova și scot masele de lucrători la manifestații. Miniștrii comuniști din guvern nici nu se interesează de treburile departamentelor lor, fiind ocupați cu discursurile incendiare ce trebuie să le țină la aceste întruniri. Sufletul Partidului Comunist Român este Anna Paucăr, sosită din Rusia. Manifestările produc dezordine și scăderea producției. Comuniștii nu vor să înțeleagă că toate acestea nu scot țara din greutățile prin care trece. Divergențele din guvern și manifestările de nemulțumire din stradă au dus la demiterea guvernului Sănătescu. La 6 decembrie 1944 s-a constituit un nou guvern condus de generalul Nicolae Rădescu. Acesta era caracterizat de comunistul Lucrețiu Pătrășcanu drept un reacționar, un prost și un energic. Rădescu și-a desfășurat activitatea în condiții foarte grele. În provincie, primăriile și prefecturile erau ocupate cu forța de comuniști, funcționarii publici fiind înlocuiți cu oameni nepregătiți pentru aceste funcții. Frontul Național Democrat organiza mitinguri și manifestații de stradă în care partidele istorice erau acuzate de toate greutățile din țară. După finalizarea acțiunilor din partea de est a Ungariei, trupele române s-au angajat în operațiunea Budapesta, al cărui principal obiectiv era cucerirea capitalei ungare. Un rol foarte important l-a jucat Corpul 7 Armate Român, comandat de generalul Nicolae Șova, care a luptat pe direcțiile de acces către Budapesta și în interiorul Budapestei. În Budapesta, diviziile române au luptat în cartierele de est ale orașului, fiind cucerite o serie de obiective importante. Fabrica de pâine, hipodromul, poșta centrală, gara de est, cimitirul Kerepeș, cazarma Franz Iosef și Teatrul Mare. Odată cu intrarea trupelor române în oraș, generalul Nicolae Șova, comandantul Corpului 7 Armată, a dat următorul ordin de zi. Cu trupele, Corpul 7 să se bată cu îndârjire pentru a învinge, dar pretind în același timp să se poarte leal, cu demnitate și omenie, pentru a nu micșora prin nimic măreția victoriei dobândite. Din păcate, la 15 ianuarie, atunci când mai erau circa 2 km până ajunge la Dunăre, până ajunge în centrul Budapestei, pe baza ordinului comandamentului sovietic, Corpul 7 Armată Română a fost transferat în Cehoslovacia și împreună cu Corpul 4 Armată Română a reconstituit comandamentul Armatei 1 Române. Vestea a fost primită cu amărăciune de ostașii români, deoarece nu au fost lăsați să participe până la sfârșit la o victorie de mare răsunet internațional. Începând cu 20 octombrie 1944,
Marele stat major al armatei române la sugestia comandamentului sovietic, personal a mareșalului Rodion Malinovski, care era comandantul grupului 2 ucrainian, a elaborat un document extrem de interesant referitor la colaborarea dintre serviciile de informații ale armatei române și structurile specializate similare sovietice. A început această colaborare foarte fructuos, în special pentru zona frontului. Sovieticii au fost mulțumiți. S-a organizat și un birou, biroul L, care ținea în permanent contact ofițeri români și ofițeri sovietici. Sovieticii au mers și mai departe și la începutul lui noiembrie au venit cu o propunere privind organizarea unui centru mixt de instrucție a unor agenți români pentru a fi pregătiți de instructori sovietici. Sovieticii puneau la dispoziție și întregul material logistic, de asemenea avioanele și aparatele de radiotransmisie. Centrul Arad a început să funcționeze pe 7 noiembrie și la 30 noiembrie 1944 primele două grupuri de agenți români care urmau să fie parașutate erau deja gata. Dar comandamentul sovietic a anulat orice misiune. Au fost discuții. Marelui stat major al armatei române i s-a explicat din partea sovieticilor că armatele româno-sovietice au înaintat rapid și nu mai erau necesare informații din spatele frontului inamic. În realitate, cum rezultă și din alte documente, sovieticii au vrut să testeze, în primul rând, capacitatea informativă a românilor și, în al doilea rând, dacă agenții români mai au legături cu guvernul de la Viena. Liderul țărănist Iuliu Maniu încerca să afle care erau deciziile marilor puteri în legătură cu România. Conform raportului transmis la 9 decembrie 1944 de reprezentantul politic al Statelor Unite la București, Barton Berry, Iuliu Maniu, într-o conversație cu acesta, i-a cerut să spună dacă America și Marea Britanie doresc ca România să devină o parte a Uniunii Sovietice. Dacă este așa, vă rog să-mi dați un sfat în consecință, căci aceasta se poate aranja ușor și chiar astăzi, așa târziu cum este, pot aranja lucrurile în avantajul României și e mai bine decât să o facă comuniștii. Răspunsul nu a fost cel așteptat de liderul țărănist. Raportul continua cu mărturisirea: cât de greu mi-a fost să mint un asemenea om. Un moment important în evoluția politică a lumii a fost conferința de la Yalta organizată de aliați în perioada 4-11 februarie 1945. La conferință au luat parte Roosevelt, Stalin și Churchill, ei fiind însoțiți de miniștri de externe și consilieri militari. Problemele dezbătute au avut atât un caracter strategico-militar, cât și unul politic. S-a pus problema viitorului Germaniei învinse, care urma să fie împărțită, a foștilor ei aliați, în special a Poloniei, precum și modul în care vor fi plătite despăgubirile de război. Uniunea Sovietică a fost de acord să înceapă acțiunile împotriva Japoniei după înfrângerea Germaniei. La Yalta s-a pus în discuție înființarea Organizației Națiunilor Unite și formarea unui Consiliu de Securitate. La 24 februarie 1945, conform unor scenarii elaborate de Partidul Comunist Român, au avut loc în piața Palatului Regal manifestații pro-comuniste. Generalul Rădescu, având exemplul Greciei care înăbușise astfel de manifestații, a acționat în consecință.
Sub pretext că Rădescu a dat ordin să se tragă în manifestanți, Vâșinski a venit la București pe 27 februarie și a cerut imediata înlocuirea generalului. Asupra suveranului, Vâșinski a exercitat presiuni și amenințări, depășind cele mai elementare reguli diplomatice. Cu prilejul unei audiențe, la afirmația regelui că la Ialta s-a decis ca popoarele din sud-estul Europei să-și hotărască singure soarta, Vâșinski a ripostat brutal lui Mihai, declarând în mod cinic: Ialta sunt eu! În capitală au fost aduse tancuri, avioane de vânătoare sovietice survolau la joasă altitudine, batalionul de gardă a fost dezarmat. În aceste condiții, suveranul a fost obligat să accepte la 1 martie 1945 demisia generalului Rădescu și formarea unui nou guvern. Regele Mihai I i-a propus prințului Barbu Stirpei formarea noului cabinet, dar această propunere nu a fost acceptată. Vâșinski l-a amenințat pe suveran că dacă nu-l va numi pe Petru Groza prim-ministru, România urma să fie lichidată ca stat independent. Brutalitatea cu care Stalin a acționat în impunerea guvernului Petru Groza rămâne până astăzi neexplicată. Acțiunea brutală a lui Vâșinski, evident comandată de Stalin, a risipit atmosfera de euforie cu care se încheiase conferința de la Ialta din 4-11 februarie 1945. Atunci cei trei mari se despărțiseră în Crimea, convinși că înțelegerea între ei este perfectă pentru așezarea bazelor lumii postbelice. Ori violența cu care Uniunea Sovietică a impus guvernul Groza în România a arătat că Stalin nu era partenerul la care se așteptau Churchill și Roosevelt atunci când s-au separat la Ialta. Întrebarea este: de ce a procedat Stalin în acest fel în 1945? Aici exprim un punct de vedere personal, întrucât noi nu dispunem de toate documentele sovietice în măsură să ne explice această conduită. Eu cred că este vorba de o acțiune simetrică, făcută însă evident în maniera dură a sovieticilor, întemeiată pe acordul de procentaj dintre Churchill și Stalin din 9 octombrie 1944. Oricine cunoaște acest acord știe că prin acordul de procentaj influența sovietică în România fusese fixată la 90% în raport cu cea anglo-americană, în timp ce influența anglo-americană în Grecia era de 90% față de 10% a Uniunii Sovietice. Oricum, în urma vizitei pe care o făcuse la Atena la 25-28 decembrie 1944, Churchill blocase accesul comuniștilor la putere, prin urmare valorificase cele 90%, era firesc ca la scurt timp Stalin să dorească să-și valorifice cele 90% pe care le avea în România. Și această valorificare s-a făcut prin trimiterea lui Vâșinski la București la 27 februarie 1945 și impunerea guvernului Groza controlat de comuniști la 6 martie același an. Guvernul impus de Vâșinski regelui se auto-intitula cu o formulă înșelătoare: de largă concentrare democratică. În realitate, el era întruchiparea unei coaliții fictive, întrucât sub conducerea comuniștilor, cabinetul nu cuprindea decât partide și organizații aliate ale Partidului Comunist Român sau criptocomuniste, precum și tovarăși de drum ai comuniștilor, între care cel mai important era Gheorghe Tătărăscu. Între 18 decembrie 1944 și 12 mai 1945, armata română a purtat lupte pe teritoriul Cehoslovaciei. În cele 146 de zile, acțiunile au avut un caracter deosebit de dârs datorită timpului extrem de nefavorabil și terenului muntos. Pe frontul din Cehoslovacia, armata română a angajat două comandamente de armată, a 1-a și a 4-a, 4 comandamente de corp de armată și 16 divizii. Trupele române au participat la 10 operațiuni importante și au înaintat peste 400 de kilometri în teritoriul cehoslovac, de la frontiera ungară-cehoslovacă până la circa 80 de kilometri est de Praga. În cadrul operațiunilor au fost străbătute masive muntoase importante: Lavarina, Tatra Mică, Fatra Mare,
Patra Mică, Carpații Albi, s-au forțat patru cursuri de apă, Hron, Nitra, Vah, Moravia. Pe timpul luptelor din Cehoslovacia, trupele române s-au confruntat din nou cu o situație materială nesatisfăcătoare. Au contribuit la această stare de lucruri mai mulți factori. În primul rând, noi luptam sub comandament sovietic, eram subordonați operativ frontului 2 ucrainean și atunci aprovizionarea trupelor sovietice avea prioritate. În al doilea rând, România însăși nu avea resursele suficiente pentru aprovizionarea frontului, având în vedere faptul că am început să plătim datoriile de război. Și în al treilea rând, disputele politice interne manifestate în toamna anului 1944 și în primăvara anului 1945 au împiedicat, într-o oarecare măsură, aprovizionarea coerentă și normală a frontului. Acțiunile de luptă din Cehoslovacia s-au desfășurat în mai multe etape. În prima etapă, cuprinsă între ultima decadă a lunii decembrie 1944, prima decadă a lunii ianuarie 1945, trupele române au luptat în zona frontierei dintre cele două țări, Ungaria și Cehoslovacia, în localitățile Sena Turna și Luceneț. În etapa a doua, 12 ianuarie, 25 martie 1945, armata a patra a acționat la aripa dreaptă a frontului 2 ucrainean, eliberând importantele localități Banska Bistrița și Roznova. La Morzova am avut lupte crâncene cu nemții, foarte crâncene, unde am pierdut foarte mulți oameni, și noi, natural, și ei. La această bătălie care a fost, vă spun, pe viață și pe moarte, pentru că eram foarte presați și de vremea care era rece, ploia, erau pe o cotă unde erau instalați domnii nemți și unde era un pământ lipicios, lutos, așa, vă spun, el nu mai țineai cont de nimic. Ori câștigai, ori mureai. Încă de la început, cabinetul Groza s-a lansat într-o activitate febrilă menită să atenueze șocul provocat în opinia publică de schimbarea de guvern, care era de fapt o schimbare de regim. Evident că atunci puțin și-au dat seama că la 6 martie 1945 a început o nouă perioadă în istoria României, perioadă care avea să dureze 45 de ani. Cea mai mare parte a opiniei publice considera că noua formulă va fi la fel de efemeră ca celelalte, pentru că Occidentul nu ne lasă. Reprezentantul Statelor Unite în Comisia Aliată de Control remarca: actualul guvern român este un guvern minoritar impus națiunii prin presiuni sovietice directe. Acest guvern este dominat de Partidul Comunist Român, care reprezintă probabil mai puțin de 10% din populația românească. Marea majoritate a poporului român este profund naționalistă și se opune cu energie sistemului comunist sub orice formă. Pentru a dezarma această ostilitate, de care guvernanții erau conștienți, primul pas a fost reinstaurarea administrației române în nord-estul Transilvaniei. Aceasta a fost prezentată opiniei publice ca un gest generos din partea Uniunii Sovietice, făcut numai pentru că la București se afla un guvern ce se bucura de încrederea lui Stalin. La festivitățile de la Cluj, organizate cu acest prilej alături de regele Mihai și de membrii guvernului, a fost invitat și Andrei Ianuarevici Vâșinski, adjunctul ministrului de externe sovietic.
Oricât de mare era bucuria și satisfacția opiniei publice de a vedea Transilvania de Nord reintegrată administrativ statului român, ea nu putea trece cu vederea că actul acesta apărea ca un dar al Moscovei făcut instrumentelor sale de la București. Faptul că la festivități au lipsit reprezentanții Marii Britanii și Statelor Unite dovedea că situația noii formațiuni guvernamentale nu era sau se spera a nu fi așa de sigură cum o prezentase Vâșinski la Cluj. Un guvern de lungă durată, de mare putere de muncă, de îndrăznețe încercări, de mari fapte eroice, de mare glorie.